Creditorii instituționali evită să ia în considerare că anumite active unității generatoare de venit nu au o valoare de piață în accepțiunea clasică a termenului. Acestea au mai degrabă o valoare justă rezultată din utilizarea activului la un nivel mediu de rentabilitate, ce poate sta la baza deciziei de creditare.